psiholog cu Raluca Anton la Europa FM. Bună seara, Raluca, mulțumim pentru că ești din nou cu noi pe Drum cu Prioritate la ultima ediție din acest an la psiholog. Servus, bună seara, mă bucur să ne revedem așa pe final de an, să ne reauzim. O, câte ar fi de vorbit pe final de an și îți mulțumim pentru că de fiecare dată ai venit așa în fiecare săptămână cu tot felul de lucruri interesante. Ca și cel din această seară, te-aș ruga să ne explici ce înseamnă acest exercițiu de recunoștință, de ce avem nevoie de el și de ce ar fi bine să-l facem împreună cu toată familia. Este foarte interesant cum ajungem să vorbim despre recunoștință la final de an și țin tare mult să spun asta, ca și cum în restul timpului n-ar trebui să fim recunoscători sau poate în restul timpului nu e nevoie să fim recunoscători pentru lucruri și ajungem la finalul anului și ne dăm seama, uite prin câte am trecut, acesta este un moment în care ar merita să stăm să ne uităm cu recunoștință către anul care tocmai se încheie. Ca și cum dacă facem asta la final de an, se va întâmpla ceva bine anul viitor. Ori în psihologie există așa o separare destul de clară între a fi recunoscător și a trăi cu recunoștință. Pare că sunt două lucruri separate și mintea le privește separat și avem nevoie de ambele. A fi recunoscător înseamnă a mulțumi pentru lucrurile pe care le ai și lucruri pe care poți să le măsori, cumva să le cuantifici. Sunt recunoscătoare pentru că v-am alături în viața mea, de exemplu, sau sunt recunoscătoare pentru relația pe care o avem noi doi din punct de vedere profesional. Și este ceva punctual, ceva măsurabil și dacă mă întrebi, pot să spun niște lucruri specifice care descriu această recunoștință a mea. A trăi cu recunoștință se referă, de fapt, la a avea o practică a recunoștinței și la a putea, cumva, să ne bucurăm de lucrurile care nu sunt atât de specifice și atât de măsurabile și pentru care parcă nu ne vine în mod firesc să fim recunoscători. Zicem din când în când să fim mulțumiți că suntem sănătoși, de exemplu. Dar e așa o chestie pe care de foarte multe ori o spunem social sau o spunem în contexte în care mi se întâmplă ceva rău și pentru a ne alina suferința aceea venim și zicem, o, ce bine că totuși suntem sănătoși. Dar nu este ceva care să ne încheie o zi, de exemplu. Uh-huh. Știi că în spiritualitate și în zona aceasta de rugăciune, de exemplu, vine această practică a recunoștinței și în orice cult religios se întâmplă asta. Să poți să te uiți la finalul unei zile la lucrurile acelea mărunte care ți-au compus ziua. Trucul aici este să practici față de a fi recunoscător pentru un lucru care se întâmplă din când în când sau a practica recunoștința zi de zi. Și sunt studii care ne arată că persoanele care practică recunoștința sunt mult mai conectate la sine, mult mai prezente în viața lor, pentru că a practica asta pur și simplu îți aduce aminte de ce ai făcut în ziua respectivă și te bucură că sunt și lucruri bune pe lângă lucrurile dificile care au fost în câte o zi. Mintea nevăzându-le pe alea bune în mod firesc. Bine, acum se naște întrebarea recunoștință față de cine? Pentru că dacă ești un om credincios și crezi în Dumnezeu, este clar cui adresezi această recunoștință, să spun așa, către cine o trimiți. Se întâmplă să existe printre noi oameni care nu cred în divinitate. Atunci, recunoștință față de cine? Dacă nu este vorba de o recunoștință față de aproapele tău care te-a ajutat, care te-a susținut sau cu care ai colaborat foarte bine, un coleg, o colegă. Dar vezi cât este de interesant, privim această recunoștință mai degrabă îndreptată către o altă persoană sau către o altă entitate. Ori eu când spun a trăi cu recunoștință, mă refer mai degrabă la a fi recunoscător propriei persoane. Și la a fi recunoscător pentru că am trecut printr-o zi în care am reușit să mă concentrez sau în care am reușit să fiu conectat sau în care am ajuns la timp și am putut să intru în această întâlnire. De fapt, a trăi această idee cu recunoștință înseamnă a ne învăța mintea să privească și înspre lucrurile care s-au întâmplat bine într-o zi. Pentru că altfel, în mod firesc, mintea nu are acest obicei. Mintea va vedea, fără să ne dăm seama, mai degrabă lucrurile negative, pentru că asta este ce ne-a ajutat să supraviețuim de-a lungul timpului, să vedem pericolul. Și atunci, a trăi cu recunoștință înseamnă a ne dezvolta această abilitate de a ne uita
la experiențe pe care noi, ca indivizi, le-am avut pe parcursul zilei și cum noi am reușit să le gestionăm, fiecare dintre noi. Iar apoi, când sunt recunoscător unui alt om, este această a fi recunoscător, nu a trăi cu recunoștință. Știi, apropo, distinția de mai devreme. Deci, cred că este mai degrabă invitația mea aici, este la a învăța să ne uităm înspre noi înșine cu blândețe. Și cu această idee de am făcut ce mi-a stat în putință azi și sunt într-adevăr și lucruri dificile, însă îmi doresc să-mi amintesc și lucrurile bune pentru care eu sunt recunoscător în relație cu mine sau cu viața mea sau cu experiențele pe care le-am avut azi. Foarte interesant. Deci blândețea este termenul corect, nu neapărat egoismul atunci când te gândești numai la tine și îți mulțumești și te alinți pentru că, uite, ai reușit să treci peste o problemă sau peste mai multe probleme sau peste un an întreg cu probleme și provocări. Așa este. Noi avem această influență culturală, cumva, că a te uita înspre tine și a fi mulțumit de tine e ceva ce contravine modestiei, de exemplu. Or, sunt lucruri foarte diferite. Eu pot să fiu în același timp modest în relație cu experiențele mele și să mă uit la mine însă fiind recunoscătoare pentru lucrurile pe care am reușit să le fac azi. Ele nu se exclud reciproc, nu sunt mutual exclusive. Și cum spuneai, nu o singură dată pe an, nu la final de an, ci ar fi bine să practicăm treaba asta în fiecare seară. De ce nu? Poate anul viitor, Radu, ne propunem asta și ne punem pe listă să amintim mai des despre faptul că e important ca fiecare dintre noi să învățăm această practică, pentru că asta înseamnă a trăi cu recunoștință și e mult mai valoros decât doar din când în când să fim recunoscători pentru ceva măreț. Raluca Anton, îți mulțumesc foarte mult și îți sunt recunoscător pentru colaborarea pe care am avut-o și în acest sezon. Te aștept cu drag, începând cu data de 9 ianuarie în 2023, să reluăm discuțiile noastre zilnice, mă rog, săptămânale, din fiecare zi de luni la această oră. Mulțumesc tare mult, sărbători fericite îți doresc. Sărbători în tihnă vă doresc și eu și abia aștept să ne revedem în 9 ianuarie. Oricând ne asculți, it keeps me in a good mood. All day long, promitem să-ți aducem I love it. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM. Începeți